Bună tuturor! Deci nu cred că vă imaginați cât de mult am amânat eu acest videoclip, dar am vrut mai întâi să postez videoclipurile pe care probabil deja le-ați văzut, așa că tocmai astăzi reușesc să testez și eu dulciurile pe care mi le-am cumpărat din Cipru. Dacă mă urmăriți, probabil deja ați văzut vlogul de acolo și când am fost m-am gândit să-mi iau aceste dulciuri și să le testez cu voi, să vedem cum sunt. Și credeți-mă că sunt tare curioasă și nerăbdătoare să văd cum sunt. Așa că acum vom trece direct la ele. Cu ce să încep, cu ce să încep? Cred că voi încerca mai întâi chipsurile și, mă rog, lucrurile acestea așa mai sărate, care nu sunt neapărat dulci, iar apoi voi trece la cele care au un gust într-adevăr dulce, ca să nu le amestec pe toate și încep cu punga aceasta de chipsuri, care se numește Tzatzikis sau ceva de genul, nu știu dacă am zis corect. Și încă ceva, dulciurile acestea pur și simplu le-am văzut la raft și le-am cumpărat, adică nu știam nimic despre ele, în afară de două dintre ele, să vă zic la momentul acela. Revenind la chipsurile acestea, sunt cu sare de mare, ceva inspirate de o insulă grecească. Haideți să vedem cum sunt. Bineînțeles că s-au zobit, pentru că, da, cum să transport chipsuri din Cipru, România, fără să se zobească, dar eu ce puțin am încercat. Miros ok, adică au un miros normal de chipsuri, cum este, de exemplu, Lay's-ul cu sare. Și nu știu dacă le vedeți, dar așa arată înăuntru, v-am zis că s-au zobit. Dar noi testăm și haide să iau aici un chips. Bineînțeles, o bucățică de chips. Trebuie să mai încerc. Au un gust bun. Nu sunt foarte, foarte sărate, nu știu de ce m-aș spune să fie super sărate. Parcă sunt așa un pic mai consistente decât Lay's-ul de la noi, care este cu sare, să zicem. Da, chiar îmi plac. Se pare că le-am nimerit. Da. Am mai cumpărat niște snacks-uri din acestea. Sunt cu sare și oțet și arată ca niște rondele din acelea din orez expandat, cum avem și la noi în România. Doar că la noi nu am văzut rondele din acestea de orez cu aroma aceasta. Haideți să vedem cum arată. Bineînțeles că și astea s-au făcut praf. Au un miros foarte puternic de oțet. Wow! Chiar miros rău a oțet. V-am zis că n-am știut ce cumpăr. Și așa arată înăuntru, punguța e relativ micuță. Mamă, miroase rău. Și așa arată o bucățică de orez din acesta expandat, pentru că v-am zis, s-au mai zobit. Mamă, și miroase și asta așa singură. Haide să vedem. Oh! Nu e foarte rea, ci drept, dar se simte foarte rău oțetul. E așa super bogată în aromă, nu știu cum să zic. Nu pot să zic că nu-mi plac, că sunt nașpa. Adică sunt relativ ok, dar nu cred că le-aș mai recumpăra. Deci cam asta e părerea mea despre ele. Cred că dacă nu s-a simțit atât de rău, oțetul acesta ar fi mult mai acceptabil și mai pe placul meu. Și încă o dată, miroase rău de tot în punga asta. Mi s-a oprit camera tocmai când am luat altă pungă de chipsuri, dar o să reiau ideea. Am cumpărat aceste chipsuri de la Lay's, care sunt cu oregano. O să fiu sinceră cu voi și o să vă zic că pe ele le-am mai încercat în Cipru și știu cum sunt. Și pentru că mi-au plăcut atât de mult, am zis să iau această pungă cu mine. Și ele sunt așa înăuntru, sunt exact cum sunt chipsurile Lay's de la noi, doar că sunt cu oregano. O aromă pe care n-am văzut-o în România și nu înțeleg de ce. Au destul de multe condimente pe ele sau arome, ce sunt chestiile astea. Ideea e că sunt super bune. Mamă, îmi plac super, super mult. Cred că aș putea să mănânc o duzină de chipsuri din acestea cu oregano. Sunt foarte, foarte aromate. Au un gust super plăcut. E chiar pe placul meu. Îmi plac mega mult și... Mami, dacă cumva te uiți la videoclipul acesta, când vii în România, să știi că trebuie să-mi aduci așa ceva. Bea puțin suc și apoi trecem la cele dulci. Și voi începe cu această pungă de caramele, bomboane, nu știu ce am luat aici. Și ulterior, după ce am cumpărat-o și am ajuns în România, surpriză, am găsit-o și la noi. Iar acum haideți să le și încercăm. Sunt niște caramele așa cu multe fructe. Și miros tare, tare plăcut. Haideți să iau una cu ce asta, cu pepene galben. Trebuie să am grijă câte dulciuri mănânc ca să nu-mi crească glicemia, bineînțeles. Trebuie să mănânc așa, cumpătat. No, și hai să vedem cum sunt. Oh, sunt foarte tare.
întâmpla. Nu am nimic înăuntru și asta chiar se simte că e cu pepene galben. Chiar e bună și sunt caramele. Și să mai încerc una cu pepene roșu, să vedem cum este și aceasta. E la fel ca și culoare. Asta are gust de gume. Știu că erau niște gume care aveau gust de pepene roșu. Îmi cumpăram mereu când eram mai mică. Deci mi-au plăcut caramelele acestea și dacă vreți să le încercați, v-am zis, se găsesc și la noi. Iar acum să trecem la ciocolată, bineînțeles, pe care nu am putut să o aduc într-un stadiu prea bun în țară, dar eu am încercat ce arată ciocolata, care evident că s-a storcit și puțin topit în bagaj. Bine că am ținut la frigider de atunci și până acum. Și aceasta este cu ceva lapte și alune. Așa arată, bineînțeles, cum puteam să mă aștept să arate mai bine. Dar e acceptabil. Aceasta este ciocolata. Haideți să vedem. E bunicică, dar nu e cea mai bună ciocolată pe care am mâncat-o vreodată. Mie îmi plac foarte mult ciocolatele de la Milka sau de la Heidi, iar aceasta nu mi se pare la fel de bună ca acelea, dar este acceptabilă. Și am mai cumpărat o ciocolată mică, care acum observ că este de la același brand cu ciocolata mare, doar că aceasta este cu Oreo. Haideți să vedem. Și așa arată. Vă rog să-i scuzați aspectul, dar era de așteptat să sufere câteva modificări din pricina transportului, dar haideți să vedem ce gust are. Are Oreo înăuntru. E ok. Asta cu Oreo parcă mi se pare puțin mai bună decât cealaltă cu alune. Îmi place și seamănă destul de mult cel cu Milka de la noi. Și haideți să mergem mai departe. Am cumpărat rulourile acestea sau sticks-uri cu ciocolată înăuntru, nu știu cum să le zic. Se numesc Caprice și sunt extraordinar de bune. Pe ele le-am încercat de mai mult timp. Cred că au fost printre primele dulciuri pe care le-am încercat eu de când am ajuns prima dată în Cipru. Dar nu le-am mai testat de vreo 2 ani, cam așa. Așa că sunt curioasă și eu să văd cum mai sunt. Așa vin înăuntru. Miros foarte bine. Mirosa cacao, ciocolată. Haideți să luăm una, să vedem cum mai sunt ele. Sunt o la fel de bune. Nu e de mirare că mi-au plăcut atât de mult. Și da, încă îmi plac. Și cred că au și ceva cremă de alune înăuntru, pentru că se simte la gust. Îmi plac, îmi plac mult. Încă mențin dragostea pentru ele. Și mai am aici un fel de baton care se numește flake. Nici nu știu ce e, napolitană, ciocolată, nici nu știu ce am luat. Dar o să-l desfac acum și vedem împreună. Știți de ce mi-aduce aminte batonul acesta de ciocolată? Când mergeam în Mamaia, erau niște mașini care vindeau înghețată londoneză și spunea pe înghețată un fel de băț, baton din acesta, mult mai subțire decât e acesta. Spunea acolo înghețată și știu că îl mâncam primul pentru că îmi plăcea foarte mult și la asta mă duce cu gândul după aspect, dar haideți să vedem și gustul. Mamă, ce seamănă cu ăla! Chiar seamănă. Îmi place, îmi place mult. Mi-am ce aminte de înghețata aceea, v-am zis. E făcut numai din ciocolată, adică nu are cremă sau ceva înăuntru. Vă recomand să-l încercați pe acesta dacă ajungeți cumva în Cipru sau dacă aveți rude de acolo. Chiar e foarte fain. Gata, trecem la următorul. Și acesta cred că este tot un baton de ciocolată. Am avut ce am avut cu ciocolată de data aceasta. Se numește Galaxy și scrie că ar fi cu ceva lapte. Haideți să-l desfacem. Cred că acesta este cel mai storcit baton pe care l-am adus eu. Deci pregătiți-vă să-l vedeți cum arată. Da, minunat, nu? Haideți să-l și încercăm. E bună ciocolata asta. Are gust de ciocolată din aceea din care sunt făcute ouăle de Paști. La naiba! S-a rupt ciocolata. Deci, în concluzie, îmi place și el, dar mi se pare destul de dulce. Adică, foarte dulce. Nu o să pot să mănânc mult din el, sincer. Și acestea au fost dulciurile din Cipru pe care eu le-am cumpărat și le-am testat în fața voastră. Iar, în concluzie, pot să zic că mi-au plăcut toate. Adică sunt ok, în afară de orezul acesta expandat. Și ce mi-a plăcut în mod special au fost evident chipsurile cu oregano, batonul acesta flake, dar bineînțeles că și rulourile acestea cu cremă de ciocolată, cacao, alune, ce-o fi aici. Deci aceasta este părerea mea despre ce am testat eu astăzi. Dacă și voi ați încercat dulciuri din Cipru sau din altă țară, mi-ar plăcea tare, tare mult să-mi scrieți în comentarii, să-mi spuneți ce ați încercat și cum vi s-a părut. Poate la un moment dat, cine știe, ajung și eu în acele țări și testez dulciurile recomandate de voi. Sau poate mama mea vede comentariile voastre și se gândește și la mine să-mi trimită un pachet cu dulciurile din Cipru pe care le recomandați voi. Mami, să știi că te iubești și dacă nu-mi trimiți dulciuri.
Și cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc din suflet că ați vizionat acest videoclip și nu uitați să-i puneți un like dacă v-a plăcut și abonați-vă la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și vreți să știți atunci când încarc un nou videoclip. Urmăriți-mă și pe Facebook, dar și pe Instagram, pentru că acolo încarc mai multe poze și vești de dinainte când urmează să pun un nou clip, iar linkurile rețelelor mele de socializare, ca de obicei, le găsiți în descrierea videoclipului. Eu v-am pupat pe toți, vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip până la capăt și rămâne să ne vedem la următorul! Pa, pa! Mă duc să-mi iau glicemia și să-mi fac insulina.